genul programului Talk Show. Ora 16 egal ediție specială la Hunedoara TV. Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi un subiect deosebit de interesant și pe care contez că veți participa la această dezbatere în mod activ, dumneavoastră telespectatorii din DEVA în primul rând, dar nu numai, pentru că până la urmă DEVA este reședința județului Hunedoara, este un loc unde mai fiecare om din acest județ ajunge pentru a-și rezolva diverse probleme. Vi prezint foarte repede pe invitații de astăzi, domnul Marius Bota, reprezentant al Asociației Civitas, DEVA. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumim pentru invitație! Domnul Gheorghe Țurlea, de asemenea, în calitate de reprezentant al aceleași Asociației Civitas, bună ziua, bine ați venit și, evident, ca de fiecare dată, Ștefan Ciocan, colegul și prietenul meu, senior editor la Glasul Hunedoarei. Vom vorbi despre DEVA, așadar, astăzi, despre DEVA cu bune și rele, despre DEVA cu cetățenii ei, de aceea spuneam că eu contez foarte mult pe participarea dumneavoastră la această emisiune, pentru că avem o întrebare pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți acum, care este, în opinia dumneavoastră, principala problemă a municipiului DEVA. Aveți și un număr de telefon, e cu tarif normal și vă aștept să sunați pentru a vedea împreună ce e bun și ce e rău în municipiul reședință de județ, ce se poate face și cât de mult contează opinia locuitorilor DEVA-i pentru cei care sunt investiți cu funcții care îi obligă să și rezolve aceste probleme. Înainte însă vreau să vă spun două știri scurte din actualitatea politică. Numărul de câini de la stână a fost stabilit prin lege. Parlamentarii au stabilit așa, la șes, ciobanii pot avea la stână doar un câine, la deal sunt permis doi câini, iar turmele de la munte pot fi păzite de cel mult trei câini. Așa au prevăzut parlamentarii în completarea legii vânătorii și protecției fondului cinegetic. Era o problemă extrem de importantă cu numărul de câini de la stână. Rețineți, da? La șes un câine, la deal doi, la munte trei. E ușor și de când țin. Coboară de la munte la șes, lasă câinii pe drum sau ce fac cu ele, că există transumanța asta. Și cum ar fi sunat Miorița în variantă de șes, stăpâne, stăpâne, ia-ți câinele. Nu cheamă-ți un câine. Dacă era stăpânul de la șes. În schimb, parlamentarii, dacă tot era vorba de numărul de câini, au uitat să se mai numere și pe ei și să-și aducă aminte că România au votat totuși 300 de parlamentari și nu mai mult. Și a doua știre, e vorba în această știre despre un sondaj de opinie cel mai proaspăt, barometru Piața Politică, realizat de Agenția de Rating Politic în perioada 26 decembrie 2015, pe un eșantion reprezentativ pentru populația României de 950 de persoane, cu interviuri telefonice și o eroare de 3,2%. Am să-i rog pe colegii mei să arate și imaginea. Aceasta este intenție de vot la parlamentare, PNL 35%, PSD 34%, și acum atenție că vin surprizele. Mișcarea Populară 7,5%, Mișcarea Populară, știți, e partidul condus de Traian Băsescu, ALDE, a doua surpriză, 6,5%, practic este al patrulea partid în ordinea descrescătoare a intenției de vot și aș considera o tot o surpriză, PRM ocupă locul următor cu 5%, apoi alte partide care nu ajung la pragul electoral, UDMR 4%, UNPR
de asemenea o surpriză, un EPR 2,5%, un partidul care era super umflat în toate sondajele și care practic prin generalul Oprea, generalul cu 2, cu 3, cu nu știu câte stele avea el, și era extrem de vocal. UNEPR-ul așadar a ajuns la 2,5% în acest sondaj, PNCCD 2,5%, M10 1,5%, formațiunea politică a Monicăi Macovei, și PSRO, partidul condus de Mircea Joană, 1,5%. De ce e surprinzător? Pentru că PNL, practic, a pierdut 9%, da? A coborât de la 44% până la 35% din sondajul anterior făcut în aprilie, de la precedenta cercetare sociologică. La rândul lui PSD rămâne constant la 34%. E, și acum e important. Practic, mișcarea populară în primăvară avea 2,5%, acum are de 3 ori mai mult, adică 7,5%, și, cum spuneam, o creștere spectaculoasă, ALDE de la 4% în aprilie la 6,5%. PRM, și poate nu e surprinzător dacă îl legăm cumva și de avântul pe care l-a luat Frontul Național în Franța și, în general, partidele de extremă dreaptă, partide naționaliste. Așadar, PRM practic își dublează scorul de la sondajul anterior, de la 2,5 ajunge acum la 5%. Iar, mă rog, UNEPR scade, era cotat la precedenta sondare cu 2,5, scade la 1,5 și așa mai departe. Și doar un singur criteriu să vă mai dau din acest sondaj, la întrebarea care ar fi pentru dumneavoastră cel mai important criteriu de a selecta politicieni credibili, topul este condus detașat de către răspunsul să nu fie corupți. 48,5%, urmat de opțiunea competență, pe care o cer 21% din respondenți. Deci să nu fie corupție principalul criteriu pe care oamenii îl cer de la politicieni. Dacă aveți de comentat asupra acestei ultime știri, asupra acestui sondaj, sau poate de ce nu, asupra sondajului cu câini, simțiți-vă liberi să le comentați pe care doriți. Da, ar fi interesant de știut la nivelul, în ghilimele, stânei Deva, cam câți câini ar fi acceptabil pe localitate. Asta e și o problemă în Deva cu câinii vagabonzi și aici nu se gândește nimeni să ia măsuri mai concrete și să ia câinele de coadă, taurul de coarne. Da, câți câini ar fi acceptabil în Deva, câini vagabonzi? Dacă, mă rog, la stână Parlamentul a reglementat, cam cât ar trebui să reglementeze forul local, respectiv Consiliul Local? E reglementat prin lege, cât 21 sau cât sunt. Cu primarul 22. Domnul Țurlea? Ce să spun, piața politică este așa cum este și nici nu mai are rost să fac eu o apreciere deosebită, pentru că lucrurile merg așa cum merg și nu ne arde decât să câini avem voie să ducem la stână și chestiuni de genul ăsta. Sunt alte lucruri mult mai importante pentru societate decât... Dar probabil face parte tot din sistemul de manipulare, din distragerea atenției de la problemele concrete ale cetățeanului de rând, care nu știe cum să mai ducă traiul de pe azi pe mâine, cu alte probleme care le întâlnește în fiecare zi prin oraș. Deci lucruri din astea, e un fel de resuplânsul cum ar veni această decizie cu câinii la stână. Nu, lucrurile sunt mult mai grave, dar, Aline, poate o să facem o emisiune pe tema, o întreagă emisiune dedicată, pentru că în spatele acestui legi cu câinii de la stână, de fapt, stă altceva, stă un conflict care există de mult între crescătorii de animale și vânători. Exact. Pentru că în aceeași lege, noi am văzut asta cu câini așa mai exotică, dar mai apare o prevedere foarte gravă, foarte gravă. 5 luni pe an, practic, crescătorii de animale nu au voie să scoată animale la pășunat pe terenurile agricole, chiar dacă sunt proprietatea lor.
Deci asta înseamnă că 5 luni pe an trebuie să stai cu oile în saivan, trebuie să stai cu vacile în graj, n-ai voie să le scoți la pășunat conform acelei modificări în legea vânătorii. Este extrem de grav, este extrem de grav, nici măcar pe vremea iobagilor nu exista așa ceva, ca omul să nu poată să-și folosească terenul așa cum vrea el, pentru că asta vor asociațiile de vânători și asta au impus prin lege. Dar n-ar o să mă monopolizăm emisiunea asta, pentru că chiar subiectul este foarte, foarte, foarte interesant și important. Chiar o să-l dezbatem acest subiect, pentru că această lege a vânătorilor mai are încă multe, multe aberații în corpul ei, dar iată, suferă completări de genul reglementării numărului de câini acceptați la stână în funcție de locul unde pășunează. Asta vine tot de la vânătoare, stână. Pentru că în fondurile de vânătoare, mă rog, câinii deranjează vânatul. Spuneam în emisiunea de ieri, în care am prezentat o anchetă din Glasul Hunedoarei, realizată de Livia Botici, și care în esență acea anchetă spunea așa: instalații ornamentale pentru Crăciun în valoare de peste 125.000 de lei, adică 1.250.000.000 milioane vechi, în Deva, existentă doar în centralizatorul primăriei Deva, dar nu și pe teren. Am avut în emisiunea de ieri și punctul de vedere al purtătorului de cuvânt al primăriei, domnișoara Mona Voinescu, care în esență ne spunea așa: acele ornamente există, de fapt, dar nu le vedem noi. De ce nu le vedem? Pentru că, de exemplu, perdeaua de lumini ornamentale de pe cetate e eclipsată în strălucirea ei de către reflectoarele care proiectează o lumină mai puternică pe aceeași cetate. Că în sensul giratoriu de la gară, o fântână luminoasă cu înălțimea de 4,5 metri și lățimea de 6,5 metri, nu o vedem noi pentru că E în altă parte. Va fi pusă în altă parte. De asemenea, pe pietonala dintre primărie și liceul Decebal, de asemenea, trebuiau să fie o grămadă de globuri luminoase, înțeleg, 150 de metri decorați de Crăciun, care au costat peste 1 miliard de lei vechi, dar care bule globuri nu păi există. Urmând exemplul lui Caragiale, Coana Joițica, adică Livia Botici, s-a dus astăzi să numere steagurile lui Pristanda. Și s-a dus până pe cetate, unde, în mod normal, purtătorul de cuvânt al primăriei spunea el că s-au montat 100 de perdele luminoase de exterior, pe care noi nu le vedem pentru că intră ele în conflict cu lumina mai puternică din... Da. Sau Livia Botici le-a numărat, n-a știut să numere mai mult de 15, altă explicație nu am, pentru că cu atât a venit. 15 perdele luminoase din 100 montate pe cetate. Și dacă facem un calcul că o perdea luminoasă este închiriată pentru 718,84 lei, 718,84 de lei pe bucată. Total, la 100 de bucăți, 71.884. Asta înseamnă lei vechi 710 milioane de lei vechi. Cu 7.184 închiriezi în Deva un apartament cu 3 camere. Ce lungime, ce suprafață au acele perdele la prețul acesta? 2 pe 3 metri. E interesant de știut, era o discuție, chiar am discutat în grupul Civitas, ce ar fi însemnat ca primăria să achiziționeze ce ar fi însemnat. Aici e surpriza. Perdea de lumini pentru exterior cu 720 de LED-uri și astea au aici 600 de LED-uri, deci cu 720 de LED-uri, 190 de lei și a ta. 190 de lei, uitați, putem arăta la cameră. Deci e absolut senzațional. Adică,
ca să fixăm și această informație, că eu eram într-o legătură eșuată cu regia, care îmi spune că avem un telefon, o să luăm imediat. Spui că prețul de achiziție, deci, al unui astfel de element... Deci e cu 720 de LED-uri. Mai mult, aici ai cu 600 de LED-uri. Este 190 de lei cu TVA cu tot, în condițiile în care... A costat să o cumperi, 190 de lei. În condițiile în care primăria o închiriază cu 718 lei, deci cu prețul cu care se închiriază un apartament cu 3 camere în Deva. Închiriem o perdea luminoasă de 2x3 metri. E absolut incredibil. Hai să arătăm eventual la cameră și acest document. Până când luăm și telefonul despre care, mă rog, mi-am făcut semne cu colegii că ar fi un locuitor al Devei pe fir. Bună ziua! Bună ziua, dragii mei! Mă numesc Ilie Staicu și sunt un locuitor activ al Devei, domnul Alin știe. Din suflet, eu mă bucur pentru luminile care le văd, dar, dragii mei, mi se iau ochii ca de multe ori înaintea alegerilor cu fel de fel de minuni. Aveți perfectă dreptate, de culese ne trebuie nouă, de culese avem. Ne trebuie padele pe trotuar care se mișcă deja, le avem. Eu eram să cad la seară pe o chestie de aia care să se răstoarne pur și simplu. Unde? Undeva unde se plătesc bani rei, banii europeni și banii noștri ai contribuabililor. Găsemnice din astea sunt destule și voi le vedeți că sunteți implicați în viața cetății și eu ca și cetățean, ca un care mă manifest și mai protestez pe totodată, vă mulțumesc din suflet. Dar credeți-ne, ne-am săturat de atâtea povești. Oamenii sunt din ce în ce mai săraci, au din ce în ce mai puțin de pus pe masă, locuri de muncă dispar. La seară am făcut un tămbălău la adunarea primarilor unde, culmea, domnul Sâmpău recunoștea că a făcut sondajul la braț doar cu membrii PRL. Am o înregistrare, domnul Alin, credeți-mă. M-am săturat, mie mi-au dat 2 lei la salariu, la alții nu le-au dat salariu deloc. Și e mult mai rău, eu muncesc, am 3 locuri de muncă și mă doare sufletul, că nu mai am timp să mă bucur de ce prezentați voi, doar acum că sunt în concediu de odihnă și m-am mai potolit și eu și doamna farmacistă. Vă mai odihnește-te că te ajunge. Bine, vă mulțumesc din suflet, vă doresc multă sănătate, viață bună. Viață bună și lungă și frumoasă. Nu întâmplător am pomenit despre răspunsul la acel sondaj de opinie. Principalul criteriu pe care îl doresc oamenii de la politicieni este să nu fie corupți. 48,5%. Exact despre asta e vorba, că de acolo... Omul simte foarte bine că de acolo vin multe rele. Ca să reluăm discuția de unde o lăsasem, așadar, cu aproximativ 200 de lei plus TVA, poți să achiziționezi și să fie proprietatea ta o instalație luminoasă pe care primăria a plătit pentru a o închiria 700 de lei, în mare. Cam despre asta e vorba. Ca să nu mai vorbesc de alte chirii, deci, raportez la prețurile locuințelor. N-am cum să fac altfel. Nu pot să închiriez, de exemplu, figurină tridimensională sub formă de Moș Crăciun. 27.521 de lei. Închiriat 27.521 de lei. Bucata? Da. Figurină tridimensională în formă de pinguin. 14.374 de lei. Figurina tridimensională în formă de ren, 15.551 de lei. Am văzut, dar n-am apucat să le printez, să aduc aici, am văzut iluminatul închiriat la Alba Iulia. Sunt la jumătate de preț. Sigur, nu identice ca figurine, dar ca idee, figurinele, ghirlandele sunt la jumătate de preț față de ce este aici la Deva. Acum, dumneavoastră ați discutat lucrurile astea și pe grup. Este un grup care nu există doar în mediul virtual, chiar vă întâlniți în lumea reală, de altfel. Și profit de ocazie chiar să vă felicit pentru modul în care știți să gestionați tot felul de tendințe care e imposibil să nu se manifeste pe orice grup virtual, dar felicitări că le gestionați foarte bine, adică reușiți să aduceți grupul la scopul pentru care a fost creat, adică
o, un mai bun dialog între cetățeni și administrație până la urmă pentru a găsi niște soluții, a lua în calcul niște propuneri ale cetățenilor de vechi care își doresc un oraș mai bun. Asta e esența grupului. Vă țineți de acest deziderat pe care l-ați enunțat acolo și, ce să zic, vă felicit pentru lucrul ăsta. Spune eu doar câteva cuvinte. Sunt foarte multe lucruri. Acesta este doar un exemplu ce se întâmplă. Mie mi se pare în momentul de față în mare suferință comunicarea. Totul pleacă de la comunicarea. Comunicarea este atât de ostentativă uneori, ostentativă, dar cetățeanul de rând așteaptă informația. Dom'le, ce se poate face? Numai un pic vă întreb, că aveți mare dreptate și sunt în dialog aici pe Messenger cu Livia Botici, cea care a făcut acel reportaj în Glasul Hunedoarei, cu tunul dat de primăria de cum se chema articolul ei. Apropo de comunicare, încearcă să obțină de la primărie un răspuns competent pentru oamenii care își pun aceleași întrebări pe care și le-a pus și reporterul, evident. De ce atâția bani dați și atâtea repere luminoase care figurează în centralizatorul dat de primărie, care nu se regăsesc pe teren? Iată ce răspunde primăria. I-a răspuns domnișoarei Livia Botici: bună ziua, urmarea solicitării dumneavoastră transmisă prin e-mail în data de 8 decembrie 2015, adică astăzi, vă aducem la cunoștință că vom comunica răspunsul conform prevederilor legii numărul 544/2001 privind liberul acces la informație de interes public actualizată. Adică în termen de 30 de zile... Nu, în termen de 10 zile trebuie să comunice și dacă volumul e prea mare, în 5 zile trebuie să anunțe că îl prelungesc la 30 de zile. Culmea este că prima dată au comunicat foarte rapid, ne-au dat aceste informații și când au văzut că nu ne oprim la o hai să prezentăm ce frumos e iluminată Deva și chiar căutăm să vedem dacă există aceste obiecte luminoase, s-au blocat, nu mai comunică, doar în scris. Eu vreau altceva să spun. Suma de 3 miliarde 300 lei vechi, total bulversat când se vorbesc în lei noi, mie nu mi s-ar părea foarte mare pentru Deva dacă în Deva n-ar exista cetățeni de rangul 2. Pentru că dacă ne ducem în cartiere, o să observăm că nu există nimic iluminat de sărbători. Adică oamenii din Dacia, oamenii din Micro, oamenii ăia de peste linii, ăia n-au sărbători, ăia nu-s de veni, ăia nu plătesc taxe și impozite. Deva este doar centru unde de fapt facem ce am arătat că se face. E trist, sincer și credeți-mă, dacă n-aș fi invitat într-o emisiune, aș rămâne mut la cifrele care le-am auzit cu aceste prețuri de închiriat. Pentru mine, ca și om și care fac parte dintr-un grup care milităm pentru transparență, obiectivitate, bun simț în cele din urmă, mi se par aberante, sincer. Și chiar aș invita, ca și cetățean așa simplu, făcând parte dintr-o asociație, și invita primăria să iasă, să declare ceva oamenilor care chiar aud ceea ce se spune, cu prețuri documentate, care provin dintr-un material pus la dispoziție de primărie, de administrația locală, și să ne explice totuși cum e posibil într-o Românie în care zicem noi că ar trebui să fim civilizați, să existe discrepanțele astea. Adică pot să cumpăr ceva cu 200 de lei care să fie al meu, da? Și peste 5 ani, cu mici reparații, dar eu prefer să închiriez cu 720 de lei. Și încă un aspect care l-am remarcat. S-a făcut licitație pentru ornamente, montare, demontare, reparație și a câștigat această firmă din Hunedoara, Mic Illumination. Ce e interesant pentru mine, citind în caietul de sarcini al firmei care a câștigat întreținerea iluminatului public în Deva, Stâncălie SRL, la un anume punct apare aceeași activitate. Montare, demontare, ornamente de Crăciun, sumă 59.000 de lei plus TVA. Deci, practic, se plătește în două locuri pentru aceeași activitate, respectiv montare, demontare, de ornamente luminoase de Crăciun.
Foarte interesant. Am văzut pe grup postarea asta, da, și o întrebare legitimă, până la care ar trebui să răspundă. Păi da. Am văzut că pe grupul dumneavoastră, eu nu sunt membru al grupului, dar am văzut că urmăresc pe cât posibil activitatea de acolo, am văzut că aveți directorul tehnic din primărie pe grup, exist, care ar trebui să dea un răspuns. La unele probleme. Aici mai e un aspect, probabil la ce spunea domnul Marius, anii trecuți, dacă ne aducem bine aminte, orașul a fost pavazat, să spunem, de sărbătorile de iarnă doar cu ce s-a mai găsit. E, acum chiar nu mai sunt de actualitate și chiar și în momentul de față eu n-aș putea să spun că trăiesc într-adevăr sărbătorile de iarnă. Sunt puse doar niște luminițe, cum ne spune tot felul, atârlă pe peste tot, dar parcul deci, domnul, de aici de aproape. N-a fost pavazat cu ce s-a găsit. Foarte sumar. Pentru că în ultimii 3 ani acest serviciu a fost închiriat, practic, aceste lucruri au fost închiriate de la 3 firme diferite. În fiecare an, cel puțin de când Petre Mărginean conduce primăria Deva, s-au făcut astfel de închirieri de ornamente de Crăciun. Un telefon, și îmi cer scuze că v-am ținut mai mult la telefon, asta e, trebuie să ascultăm și opiniile invitaților din platou, că pentru asta i-am invitat, dar așteptăm și telefonul dumneavoastră. Bună ziua, domnul Alin. Bună ziua. Și invitațiilor dumneavoastră. Domnule, eu am zic că acea proverb, vara sanie, iarna căruță. Dacă domnii făceau asta vară aceste închirieri, erau prețurile astea. Mergem mai departe. V-aș ruga și pe dumneavoastră și să invitați primăria și acea domnișoară sau doamnă purtător de cuvânt să stea dracului să se uite dincoace de sticlă, să vadă cât de mizerabil, cât de penibil acest lucru, să vii să spui în fața oamenilor și cel mai slab om de cap înțelege că se fură. Acum, îmi cer scuze și pentru cuvântul dracului. Domnișoara, că vreau să fac o precizare. Domnișoara Mona Voinescu este un ziarist extrem de talentat, este într-o situație ingrată aceea de a fi purtătorul de cuvânt și a ne spune, pentru că alte argumente logice și reale nu există. A ne spune că acele ornamente există, dar nu le vedem noi. Mie îmi pare rău, sincer vă spun, am lucrat mult împreună cu Mona Voinescu, este un om pe care îl respect și îl stimez. Din păcate este în această postură ingrată de a scuza niște lucruri care necesită niște explicații foarte clare pe acte și pe lege. Domnul Alin, spuneți că este foarte capabilă colega dumneavoastră. Da, e un ziarist foarte capabil. Acum... Perfect, dar eu vă spun că nu-i capabil. Domnul, eu vă spun că nu-i capabilă. Că dacă era capabilă, azi ne-a dat demisia. Nu, dacă nu era... știți cum e? Aș fi așteptat și aștept și acum poziția unor personaje din executivul primăriei, nu a purtătorului de cuvânt. Da? Adică primar, viceprimar, director de direcție tehnică și așa mai departe. Adică ei sunt oameni care împing în față pe Mona Voinescu, un om pentru care, repet, a treia oară și nu mai spun, am un respect deosebit. Nu stau o secundă dacă cineva vrea să arunce cu mizerie în mine. Nu stau o secundă, plec de acolo și n-ar fa cineva. Asta trebuie, este, domnul Alin. Viața e grea, stimate domn. Păi atunci, dacă este grea, atunci ne lăsăm de meseria asta. Și, după aceea revenim pe chestia ce spuneți dumneavoastră. Ar trebui ca la dimineață să fiți fost corpul de control al guvernului sau cineva în administrație sau undeva peste primărie. Să ia actele și mâine să... La noi nu se fac acțiuni rapide, concrete și să ia măsuri urgente. În ceea ce privește ce spunea colegul dumneavoastră, invitat permanent la emisiune. Domnul Bena, e o noutate asta că... În România, toate localitățile, cam 20% din localitate sunt iluminate de sărbători. Restul nu. Veniți unde vreți, și în Hunedoara, și în Deva, și în București, de tot. Deci numai unii plătesc, normal atribuirea care nu au să nu plătească. Mai am văzut ieri, la dumneavoastră, sau la alte ieri, un domn conducător al județului, care spunea ce multe și bune a făcut pentru județul ăsta. Vreau să vă reamintesc
Și cu tot respectul pentru domnul care a fost domnul președinte interimar al Consiliului Județean. Nu e interimar, e ales... Nu, înaintea dânsului. A, înaintea dânsului. Domnul Grigore. Domnul Grigore. A, da. Ziceți-i pe nume. Să drumul înțeleg. Drumul județean, de la Tăiucul Superior până în LS, 7 ani de zile nu s-a făcut acoperire de gropi. Am mers și l-am, printr-o emisiune și l-am rugat. Am spus că vin cu mașina mea și îl iau și îl duc și îl arăt. Iar arăt ce se întâmplă. Am spus, nu, veniți încoace și mergem cu mașina. Într-o lună de zile s-a făcut ce l-a făcut altul 7 ani de zile. Și vedeți cum merg treburile în țara asta și zice că mergem într-o direcție bună? Da. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. Pentru colega dumneavoastră, dacă dânsa avea verticalitate, azi dimineață îți dădea demisia. Mă rog. Acum, și plecai în altă parte și îți găseai muncă în altă parte. Asta înseamnă caracter puternic, verticalitate. Nu stai să suporți mizeriile pe care se le bagă unii pe gât. Eu în viața mea niciodată n-am acceptat pe șefii mei să mă facă să spun și să fac ce cred ei și care pe mine mă jigneau. Da. Bun, mulțumesc mult pentru telefon. Alții, și repet, îi aștept în continuare, că sunt cu siguranță oameni din executivul primăriei care urmăresc această emisiune. Dacă ar putea să ne contacteze, dacă doresc să ne contacteze, liniile sunt deschise, pentru a ne oferi niște răspunsuri foarte concrete. Eu vreau să dau o sugestie pentru cineva care vrea să facă afaceri. Un mic întreprinzător. Cutie de diviziune pentru conectarea produselor cu 5 ieșiri. Asta în românește este triplu ștecher, mă rog, cu 5 ieșiri. Închiriat cu 521,53 de lei la strada 1 decembrie pietonală, 3 bucăți, 1564,59 de lei. Un triplu ștecher. Triplu ștecher. Într-adevăr, cu 5. Nu triplu, mă rog. Da, în concluzie, ați discutat despre aceste lucruri, poate ele în continuare vor fi discutate pe grup, pentru că văd că ancheta din Glasul Hunedoare continuă și bine face. Bine face pentru că ies o grămadă de lucruri interesante la iveală și nu știu cum o fi prin alte părți, dar mă gândesc că patentul acestei modalități de a, nu știu, să nu folosesc un cuvânt foarte dur deocamdată, pentru că nu sunt eu în drept să mă pronunț dacă a fost aici o malversațiune financiară, să-i spunem așa eufemistic, dar sunt organele abilitate, cum zicea și telespectatorul, care ar fi trebuit deja să cam intre pe fir cu această ocazie. Nu știu dacă doar în deva se întâmplă aceste lucruri, probabil că e un pattern, așa, un model care se poate și cu siguranță s-a luat în mult. Cum erau bordurile? Bordurile, când administrația locală a oricărui oraș din țara asta vrea să scoată un ban bun pe metru pătrat, schimba bordurile. Unele cu altele. Dintr-un cartier cu cele din alt cartier. Și la Deva e moda bordurilor. Discutam chiar înainte de a începe emisiunea că nicăieri nu se mai practică modul acesta de a separa locuri de parcare și da, căi de acces. Cu borduri. În concluzie, Ștefan Ciocan, despre acest subiect al ornamentelor de Crăciun în Deva, ce ar mai fi de spus? Noi continuăm ancheta, vrem să vedem unde sunt de fapt ornamentele, pentru că foarte mulți, de exemplu, ne-au scris pe site-ul ziarului: domnule, dar de ce nu sesizați organele? Da, asta e treaba curții de conturi. Este genul de afacere, să zic așa, perisabilă. Pentru că ele sunt puse acum, curtea de conturi vine peste 6 luni. Cine mai poate demonstra că au fost Paști, da, sau nu au fost puse ornamentele, câte au fost puse, da, cum au fost, care au fost conectate, care nu au fost conectate, dacă s-au văzut cele de pe cetate sau nu s-au văzut. Adică este o afacere care se pretează la a fi transformată în tun. Eu nu spun că asta este, dar se pretează la a fi. Se pretează și astăzi suntem în 8 decembrie, dacă nici
Emisiunea de astăzi nu a convins organilii abilitate să intre pe fir, dacă nici cele două reportaje, și ele vor continua, înțeleg, în Glasul Hunedoarei, nu i-au convins, atunci nu știu ce ar mai putea convinge, decât poate, iată, grupul Civitas face un lucru foarte bun, printre altele, fotografiază diferite locuri din Deva cu ornamentele, mă rog, care există, evident că nu poate să fotografieze ce nu există, și comparația lor exact cu acel centralizator oferit de la Primăria Deva ne arată, așa cum spunea în Glasul Hunedoarei ieri Livia Botici, că ornamente în valoare de 1.250.000.000 la o primă evaluare lipsesc cu desăvârșire din locurile unde ele trebuiau să fie amplasate. Aici trebuie nouă ne place să rezumăm discuțiile la principii, pentru că s-ar putea să discutăm local și atunci să pierdem firul. Ceea ce e mișcător, să zic așa, să folosesc un cuvânt finuț, e faptul că s-ar putea ca toată chestia asta, și cu siguranță așa e, să fie legală. În sensul că domnii de la primărie, PSAP, au inițiat această licitație. Nu, și nu, a fost prin cerere de ofertă, o singură firmă s-a prezentat. Dar o firmă s-a prezentat, sensul ăsta. Mă scandalizează faptul că un asemenea proiect a reușit să treacă prin Consiliul Local. Da, adică acei oameni care sunt puși acolo nu doar să ridice mâna, nu s-au uitat să vadă, stai domnule, pe ce aruncăm noi de fapt banii ăștia, câte străzi acoperim, ce facem cu restul străzilor pe care nu le acoperim cu acest iluminat festiv. Pe mine realmente mă revoltă chestia asta că în cartierele Devei nu sunt sărbători din punctul de vedere al primăriei. Da, și un lucru foarte important pe care de asemenea nu-l fac ridicătorii de mână din Consiliul Local și nici atât serviciile tehnice care sunt subordonate direct primarului. Să fac o simplă căutare pe Google cu prețurile pe care le-ar putea avea diferite lucruri care se achiziționează din banul public. Așa ar fi găsit că ornamentele închiriate cu 700 de lei puteau fi cumpărate cu 200 de lei, așa ar fi găsit că acele limitatoare de viteză din oraș, pentru care ați 230 făcut... 230 de lei și ele 12 lei plus TVA. Exact. Adică astea sunt lucruri strigătoare la cer, cum erau terenurile, reabilitarea terenurilor de joacă și a terenurilor de sport din curtea școlilor, da? Făcute cu niște prețuri... 700 care... de mii de lei. 500 de mii de lei, 600 de mii de lei un teren de sport, da, da, care într-o comună de lângă Deva, de la zero, din țarină, s-a făcut cu 120 de mii. Da. De asta zic, aici cred că ar trebui să lucrăm noi. E greu cu politicul, în schimb, la bunul simț și la civilizația celor care ne conduc. Domnilor, da, înțelegem, faceți sau vreți să faceți totul legal, dar faceți-l cu bun simț. Adică nu, chiar nu-mi iasă din minte chestia asta pe o figurină să dau 14.000 de lei închiriat. Deci, să dau prețul cu care închiriez două apartamente cu trei camere în Deva, că eu la asta raportez. Da. Unde stă un om o lună, o familie stă o lună. Da. Apare și aspectul chizbuinții cu care îți cheltuiești banul public. Ce vreau să spun? Aici s-au cheltuit... Investiția este de 550 pe total, 550 de mii total pe toată luna decembrie, da, sărbătorile. Deci 5 miliarde și jumătate. Ce vreau să spun? Ce vreau să scot în evidență? Noi săptămânile trecute am fost într-o audiență prin care solicitam să pregătim un lucru bun pentru cetățenii Devii, cu care toți ne lovim, care avem mașini și nu numai. Vine perioada zăpezilor, vine iară perioada dezăpezirilor. Anul trecut s-a făcut așa cum s-a făcut. În 31 decembrie parcă s-a semnat contractul de dezăpezire și pe urmă dă-i cu nisip, dă-i cu tot felul de soluții. Ne-am dus și am propus noi grupul, câțiva din grup ne-am dus la primărie și în audiență normal, domne, asta e problema, hai să mergem preventiv, că aici e marea problemă, că nu se lucrează preventiv, că și această problemă putea să fie preîntâmpinată cu cheltuieri abuzive, că sunt abuzive, nu? Și am propus, domne, ca în alte locuri, că și noi ne informăm,
Vedem ce se întâmplă la Cluj, ce se întâmplă la Brașov, ce se întâmplă la Sibiu, orașe care sunt Alba Iulia. Ei, acolo noi am propus o soluție care, chiar dacă nu s-ar da, pentru că nu poți să dai în pantă cu soluție cu clorură de sodiu, nu? Dar am propus-o. Lichidă, culmea că este și mai ieftină decât pe ansamblu. Așa. Dar și ce răspuns ați primit? Răspunsul a fost foarte, foarte evaziv, că tot de la comunicare, deci noi în general răspunsurile în general le primim prin crearea de alibiuri. Dom'le, știți, noi am făcut, trebuie să ne încadrăm în buget. Păi, da, propuneați o soluție mai ieftină, înțeleg. Da, pe ansamblu, pentru că în decursul lunilor care urmează, salubritatea va câștiga prin curățarea nisipului. Bineînțeles. Acei bani n-ar mai fi dat. Mă gândesc, din această sumă de bani, păi nu meritam. Dar cu cine ați discutat la primărie? A fost în ziua de audiență cu directorul tehnic, cu domnul viceprimar, prezent la audiență, toată echipa de persoane din administrație care participă la audiență. Acesta a fost răspunsul, nu există fonduri, trebuie să ne încadrăm în bugetul alocat. Mă, eu nu vreau să fiu rău, dar dacă firma de la care trebuia cumpărat acea soluție era firma care trebuie, precis erau fonduri. Mai avem un telefon, bună ziua. Ziua bună sau țara bună, că văd că se îngroașă luna. Așa. Păi, dragilor, ostelul ăsta care nu vă dă pace, vă pune trei întrebări. Unde îi putem găsi pe acest lucrător pentru dreptate civilă? Că vreau și eu să mă scriu. Așa, oamenii ăștia din fața noastră de pe sticlă, care le aveți invitat și respect pentru asta și felicit pentru ce fac. Unde găsiți? Da. Pe Facebook, grupul de inițiativă civică. Am Facebook, fraților, sunt cetățean de rând și n-am mers și Facebook, ce aveți? Da, o să comunicăm un număr de telefon prin regie unde puteți să ne contactați. Da, chiar eu de aveți un... V-ați propus să aveți și un sediu. Da, poate chiar un... Sediu, aveți la domnilor. Da. Ne-am propus să avem sediu, dar tocmai pentru că toate costă bani și nu vrem să ne angrenăm în genul de cerșit. O să găsim pe cineva care vrea să vă ofere o cameră undeva în spațiu. Da, cu 718 lei închiriat apartament cu 3 camere. Să vedea cineva ceva de gratis, O figurină, O figurină. Vineți o figurină unei alte primării. Punctul 2, vă rog frumos. Vă rog. Aflați a cui este sau sunt firmele care au fost selectate pentru ca să închirieze acea bucate? 3. Vă aduceți aminte și cu respect, lăsați-mă un minutel, vă aduceți aminte de groapa de gunoi din 2012, în care fostul primar, Mircea Muntean, a cheltuit din banul fluvii 698.888 de lei, cum spune Curtea de Conturi, dar, credeți-mă, Curtea de Apel Alba i-a dat cu lucru nevinovat nimeni, frate, s-a întâmplat, a fost secetă, din senin, a venit lumina, în fine. Dragii mei, aceeași portocalila care este acum înodat domnul primar, credeți-mă, și nu-i îndadat ce vă spune Costel, că eu am văzut că eu calc un pasul meu peste tot. Fraților, despre ce vorbim? Despre niște corupție. Sunt faptele, dar degeaba Curtea de Conturi face una, procurorii fac alta și judecătorii dau cu stângul dreptul. Hai să-i respectăm pe toți. Dar să ne adunăm un pic și să strângem rândurile. Domnul acela, Ciocan, o frate, are un număr de mădă pe spate, pe cuvântul Aline, dragul meu Aline, o să spun așa. Vorbiți direct cu domnul Ciocan, că vă ascultă. Domnul Ciocan, deci ia domnule Ciocanul de mâner și dă cu el, că m-am săturat, mițel. Deci în 2011 groapa de gunoi a luat foc. S-a decretat stare de necesitate sau mai știu cum, ca să pompieri, toate, nu știu ce, noi, băi, mediu, poluat, n-am putut să respirăm undeva, am plecat la țară, fraților. Da. Ei, eu am 3 locuri de muncă, dar până când, frate, că m-am săturat, aș vrea să mă mai odihnesc, vă pup cu drag, o seară plăcută. Bine, vă mulțumim pentru telefon. Despre partea de ornamente, spuneam că numai Curtea de Conturi eventual
sau de ce nu organele statului de genul parchetului, DNA-ului și așa mai departe, ar putea să facă lumină, însă repede, pentru că, după cum spunea și Ștefan Ciocan, este genul de afacere perisabil. Adică dacă nu o prinzi acum, până în Crăciun, până în anul nou, s-a dus dovada materială a faptului că acele repere care există pe hârtie nu există în realitate. Nu poate fi, iarăși în spirit de lume, nu poate fi plătit o taxă de urgență la Curtea de Conturi pentru a interveni în mod rapid? Vă rugăm, poate avem un răspuns totuși și de la din această parte a unui început de justiție în acest gen de afaceri, în care, repet, să închiriezi un obiect te costă cam de 3 ori mai mult, 3 ori și ceva mai mult decât dacă l-ai cumpăra să fie al tău. Un ultim telefon pentru astăzi. Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Sunt un cetățean din Deva, cu o problemă familială. Vă rog! Am apelat la primari care au fost în Deva cu o chirie, un apartament, ceva. Am avut o grămadă de servicii. Mi-a pierdut serviciul tot din cauza stresului, nervilor, agitației, din cauza lipsei de bun simț a patronilor. De ce nu se poate face nimic în domeniul ăsta? Nici în cazul de a avea un serviciu pe domeniul meu, că am mai multe pregătiri. Am pregătiri în custărie, în mașină industriale, am domeniul industriei lemnului, da. Am pe domeniul mai multe, oricum. Și totuși, oriunde mă duc, îți luat în bătaie de joc și nu mă lasă să-mi fac meseria. Da, vă mulțumim pentru telefon. E, până la urmă, genul de problemă despre care aminteați chiar la începutul emisiunii, adică lipsa de comunicare reală pentru probleme cetățenilor. E poate cea mai gravă dintre probleme, într-adevăr, pentru că în momentul în care reușești totuși, dumneavoastră, ca reprezentanți ai unei părți a societății civile, nu știu, a unei părți a societății civile care are Facebook, că iată, domnul din ei nu avea Facebook, reușiți să expuneți aceste probleme, să obțineți niște răspunsuri, e minunat. Dar când comunicarea pe grup, am văzut că și urmăresc, nu știu dacă sunt sau nu sunt membru al acestui grup, dar îl urmăresc pentru că, evident, sunt probleme interesante dezbătute aici și, repet, într-un mod foarte civilizat pe acest grup Civitas Deva. Le urmăresc și am văzut câteva răspunsuri, cam bun, nu vorbesc de faptul că sunt complet agramate răspunsurile unor reprezentanți ai serviciilor tehnice din primărie, dar sunt de-a dreptul tembele și sunt de-a dreptul sfidătoare pentru oamenii care spun păsurile aici. Deci cele mai sfidătoare replici pe care le-am văzut pe acest grup aparțin tocmai unor reprezentanți ai primăriei. Da. Din păcate, exact cum amintea domnul Țurlea, și aș face referire la întrebarea care a spus-o la început, care sunt problemele Devei, tocmai asta e dialogul. Dacă ar exista un dialog corect, cinstit, cu oamenii astfel încât să se afle care sunt nevoile și necesitățile cetățenilor din diferite cartiere, atunci cred că, hai să zic, 50% din problemele Devei s-ar putea rezolva. Dar în momentul ce nu există o deschidere transparentă, sinceră, și doar una, poate în termen de 30 de zile vă dăm răspuns sau ne aplecăm asupra problemei peste 3 luni de la... Avem și asemenea interpelări peste care au trecut 3 luni și n-am primit niciun răspuns. Una dintre ele este privitor tocmai la partea asta de investiții. Domnilor, aveți ceva terenuri? Primăria are ceva terenuri? Dacă vine firma X și zice... vrem să facem o fabrică aici. Ce facilități puteți oferi? Am trimis o astfel de interpelare în luna iulie și în decembrie n-am primit niciun răspuns. Nu știu, poate e la secret. Mai poate completat și eu cu
câteva aspecte. De exemplu, în Consiliul Local am avut o intervenție la una din ședințe, acum două luni, dacă nu mă înșel. Sigur, eu sunt puțin, să zic, implicat mai mult, având timp mai mult la dispoziție, în deva fenomenul cerșetăruiei. Fenomenul femeii care umblă bolnavă pe stradă și nimeni nu poate să ia niciun fel de măsură. Și, bineînțeles că și atunci când am fost în audiență, deși am intervenit în Consiliul Local, am ridicat problema în Consiliul Local. Dom'le, ce facem? Așteptăm să se întâmple și cu femeia asta ce s-a întâmplat cu cealaltă, să fie violată. Da, am discutat cu Ștefan Ciocan aici. A ridicat consilierul Oana Frâng problema asta în Consiliul Local, a venit cu un proiect. Cu proiect, un proiect, da. Și n-a băgat-o nimeni în seamă că n-a venit de la primar. Aceeași problemă, da. Proiectul urma să fie pus din nou în dezbatere la rectificarea de buget, dacă mi-aduc bine aminte. N-a mai fost. Exact. A trecut și rectificarea. A fost certată asta pe surse, vă spun și... că a fost certată în partid, că de ce vine cu proiecte de astea. Și sigur că asta ne mulțumește, că de fapt nu sunt lucrurile individuale al domnul Bota sau a mea. Numai sunt probleme cu care ne lovim. Deci, mie nu mi-a convenit atunci când s-a întâmplat fenomenul cu crima odioasă care a fost undeva cu femeia aceea bolnavă sau cum a fost. Ei, femeia asta a constat una și deranjează, e și bolnavă, mi s-a răspuns de la social într-un fel, dacă vă spun paradoxul că de la social nici nu se știa de acest caz. Nici nu se știa de acest caz. Păi, m-a întrebat dacă nu chiar. În statisticile poliției locale apar 4 minori cercetori undeva. Da. Și la intervenție, din nou, când am fost în audiență, am ridicat din nou problema, poliția, păi am dus-o de 7 ori, că femeia nu vrea să stea. Dom'le, stați puțin, că se poate întâmpla ceva cu ea, vine frigul, îngheață asta, femeia asta pe stradă. Nu are nicio vină că e bolnavă. Nu se poate face nimic. Nu se poate. Deci, și ce-am mai simplu răspuns. Da. Și ne plasează de la unii la alții, păi să vedem ce face poliția locală, că și acolo avem mari probleme de comunicare, că de câte ori, și sunt foarte multe probleme cu legate de activitatea poliției locale, de câte ori răspunsurile sunt așa evazive și cu atâtea alibiuri, că de fapt, ce să mai... Și mai ales de o aroganță absolut scandaloasă și remarca Ștefan Ciocan că poate asta e de multe ori mai, într-adevăr, mai scandalos decât orice alt gen de atitudine. Facem pe final, mai avem un minut și jumătate, un tur de masă. Care vi se pare dumneavoastră că ar fi principala problemă a Devei? Vă spun eu la început, ca să ajungem să facem întreg turul de masă, pentru mine vă spun foarte clar lipsa spațiilor verzi din Deva, faptul că Deva a devenit un oraș, un deșert de beton și asfalt, este pentru mine, care m-am născut aici, lângă cetate, acolo am copilărit în parcul de apole cetății, este poate lucrul cel mai deranjant. Adică Deva arată, nu știu, ca o bătrânică frumoasă cândva, fardată cu forță acum. Cam ăsta e aspectul din punctul meu de vedere. Vă rog, domnul. Da, eu am spus și repet, transparența în comunicare, în cheltuirea banului public, în luarea deciziilor mână în mână cu cetățenii urbei, partea asta de transparență la toate nivelurile. Principala problemă a Devei, domnul Țurne. Eu aș pune comunicarea în primul rând, deci să fie o comunicare mai strânsă între autoritățile orașului și cetățean, efectiv cetățean. Pentru că mă gândesc la un aspect, sigur s-au purtat în discuții de calitatea și de modul în care s-au făcut aceste 6 proiecte. Niciunde nu exista, cred că lumea se putea preîntâmpina prin afișajul acelui mare proiect care nu mai putea modifica de la o zi la alta și ce s-a întâmplat pe șantierele care au fost. Deci forma de comunicare loială și așa cum și spuneam, mare, plină de transparență. Dom'le, asta vrem să facem. Anticipat să prevenim niște lucruri care se pot, nu, după ce este evenimentul derulat sau finalizat, mai discutăm. Cred că asta este lucrul cel mai și mijloace sunt suficiente. Slavă Domnului. Slavă Domnului. De la
instrumentul pe care ți-l oferă Facebook-ul, la site-ul primăriei, până la televiziunea personală a primarului, nicio problemă. Noi insistăm mult pe grup și pe curățenia asta a dialogului care trebuie să-l avem cu autoritățile, pentru că sunt și oameni care mai și jignesc, mai și... dar în esență tot ce se transmite către autorități din partea noastră oficial sunt cât se poate de decente și răspunsurile sunt așa cum sunt. Da, chiar v-am felicitat și o mai fac o dată pentru acest lucru, pentru modul decent în care știți să gestionați opiniile pe acest grup Civitas Deva. Ștefan Ciocan, principal aproape. Trag o concluzie de... mă rog, la toate problemele pe care le-ați ridicat. Cred că lipsa logicii și a inteligenței la conducerea primăriei Deva. Asta e principala problema Devei. Da. Problema care își va găsi sau nu rezolvarea anul viitor. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Promit să mai facem astfel de emisiuni, pentru că e un grup care și-a dovedit bună intenție în a remedia lucrurile cu care fiecare locuitor al Devei se confruntă. Mulțumesc pentru participarea la emisiune, dumneavoastră mulțumesc pentru atenție. Mâine, ora 16, aici, la ediție specială, la Hunedoara TV, toate cele bune!